Una dintre principalele priorități ale primăriei Săin este finalizarea podului peste Someș, pe care autoritățile vor să-l dea în folosință cât mai curând posibil. Lucrările sunt pe ultima sută de metri și vor fi gata cel mai probabil până la finele acestui an. Lucrările la podul peste râul Someș sunt avansate. Lucrările sunt finalizate în procent de aproximativ 90%, mai exact toată structura metalică este asamblată, s-a turnat stratul de beton peste pod, inclusiv s-a realizat partea de hidroizolație. Ce a mai rămas de făcut este asfaltarea căii de rulare, cele două straturi de asfalt, binderul și stratul de uzură. Sperăm ca în cel mai scurt timp posibil lucrările să se finalizeze și să recepționăm și această lucrare. Autoritățile publice locale spun însă că au apărut o serie de cheltuieli neprevăzute, pentru care speră să obțină finanțare. Pe lângă scumpirea materialelor de construcție, costurile suplimentare sunt generate și de schimbarea soluției de ridicare și asamblare a deschiderii principale. Avem o mică problemă pe care trebuie să o reglementăm cu cei de la Ministerul Lucrărilor Publice. Vă spuneam mai înainte, domnul viceprimar, de acea majorare a valorii lucrării datorată schimbării soluției de ridicare și de asamblare a deschiderii principale. În momentul de față suntem într-o corespondență cu Ministerul pentru a ne accepta decontarea acestor lucrări. Valoarea inițială a investiției se ridică la aproximativ 12,6 milioane lei, iar acum, în urma scumpirilor și a cheltuielilor neprevăzute, suma ajunge undeva la 14,5 milioane lei. În această toamnă, primăria Săin vrea să amenajeze și drumul care duce la pod pentru a facilita traficul în zonă.